Bun găsit la subiectul zilei. Stăm de vorbă în această seară cu preotul Codin Șimon Cauprița, profesor la Seminarul Teologic din Arad. Bună seara, domnule Șimon. Bună seara. Despre ce putem vorbi în ziua de astăzi? Care este semnificația acestei zile în calendarul creștin ortodox? Trebuie să încep prin a-mi exprima surprinderea în sensul cel mai plăcut cu putință, că în această emisiune subiectul zilei este abordat astăzi legat de sărbătoarea aceasta a Sfinților Trei Ierarhi. Pentru că realmente pentru noi, cei care trăim ancorați în realitatea Bisericii, astăzi a fost subiectul zilei faptul că îi prăznuim pe cei trei mari ierarhi ai Bisericii, pe Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul și pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Este, pe de o parte, vorba de o sărbătoare creștină, o sărbătoare ce datează din secolul al XI-lea, asupra semnificațiilor cărora poate vom reveni, și, pe de altă parte, este în același timp hramul tuturor școlilor teologice din întreaga lume ortodoxă. Dacă este să revenim, aș dori să revenim la aceste semnificații. Cum au ajuns cei trei ierarhi patrone acestor școli? În anul 1936 a avut loc primul congres al profesorilor de teologie din țările tradițional ortodoxe și la acest congres, așadar în perioada interbelică, s-a hotărât ca pentru toate școlile de teologie hramul să fie acesta al Sfinților Trei Ierarhi, însă semnificațiile merg mai adânc în istorie, legate de faptul că e vorba de trei dascăle ai bisericii, de trei învățători ai bisericii, de trei ierarhi care, prin faptul că sunt prăznuiți împreună, sunt un semn al unității, sunt un semn al comuniunii, spre care trebuie să tindă orice efort teologic. Dacă revenim la Seminarul Teologic din Arad, când s-a înființat el și cum este el în zilele noastre? Dar să mergem puțin în istoria acestuia. Da, sigur, nouă ne place să spunem că Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Arad își trage seva din tradiția bogată a învățământului religios și mai apoi teologic din această zonă a țării. Au existat eforturi de deschidere de școli și de școli teologice în decursul istoriei, care s-au concretizat în cele din urmă prin preparandie, apoi prin seminarul teologic, Academia Teologică, cea care a fost în cele din urmă închisă sub regimul comunist. După 1989 s-a înființat întâi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, s-a reînființat, spunem noi, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, revendicându-se de la vechea Academie Teologică. În paranteză spus, pot să spun că am avut un coleg de an, un domn mai în vârstă, care fusese exmatriculat pe vremea comuniștilor și a venit cu noi în an să-și încheie studiile. Era un octogenar care venise cu noi în an și a fost realmente emoționant pentru noi. Închid aici paranteza și revin. După încă vreo 2-3 ani s-a deschis și școala de nivel liceal teologică ortodoxă din Arad. Ca să înțelegeți cum stau lucrurile, atunci când vine vorba de un învățământ vocațional, fie el artistic, sportiv, militar, în cazul nostru teologic, lucrurile legate de educația celor implicați, cu cât lucrurile sunt începute mai repede, cu atât rezultatele sunt mai bune. Dacă pentru un violonist lucrurile trebuie să înceapă, studiul instrumentului trebuie să înceapă de la 5, 6, maxim 7, 8 ani, la fel poate și pentru un sportiv, lucrurile sunt asemănătoare și în domeniul acesta al învățământului teologic.
Și de aceea era absolut firesc ca prezența în cetatea Radului a Facultății de Teologie să atragă după sine și înființarea seminarului liceal. Dacă vorbim de vremurile noastre, cât de ușoară este recrutarea, să zicem, recrutarea elevilor, liceenilor în acest seminar teologic față de vremurile care au apus de mult? Nu vorbim de vremurile comunismului, ci de dinainte, când se spune că era o mai mare tihnă, o mai mare liniște, iar acum trăim într-o lume destul de agitată. Se mai găsesc candidați pentru acest seminar? Este ea o școală care își are locul în lumea noastră? Bineînțeles, din punctul de vedere al omului de rând, care poate întreba acest lucru. Este sau nu o școală care să își găsească locul în această lume? Desigur, poate aduce schimbări, dar până acolo. Dacă ați ști cât de actuală este întrebarea aceasta, dar nu numai astăzi, ci în orice moment al istoriei școlilor teologice, pot să vă spun că în perioade grele, așa cum spuneați, înainte de al doilea război mondial, școala de teologie, chiar de aici, din Arad, a trăit momente grele. Au fost momente în care a fost finanțată doar de către biserică, au fost momente în care un an de studiu avea un singur student și totul școala a funcționat. Însă, revenind în actualitate, lucrurile depinde de perspectiva din care sunt privite. Nu e greu să recrutăm elevi pentru școala noastră. Sau, ca să fiu mai nuanțat, nu e mai greu decât pentru alte școli. Ceea ce este greu este să găsim elevi realmente cu vocație. Și aceștia sunt destul de puțini. Lucru valabil și pentru celelalte școli. Să găsești oameni care să fie născuți pentru așa ceva e mai greu. Și aceștia întotdeauna, în orice clasă, de orice profil, sunt 4, 5, maxim 6. Respectivul triaj îl faceți mai târziu dumneavoastră, dar să gândim în felul următor. Ajung foarte mulți elevi acolo. Ce se întâmplă cu cei care poate nu-și găsesc locul în acel sistem, să-i zicem așa, sau în acest cadru bisericesc? Ei au anumite perspective de dezvoltare pe alte laturi, mă gândesc, nu? Da. Pot să vă spun că nu vă pot da un răspuns general, pentru că fiecare om are o personalitate aparte și fiecare se regăsește mai mult sau mai puțin în acest sistem, cum îl numeați dumneavoastră. Pentru că fiecare se regăsește într-un anumit palier al acestei școli. Cei care nu se regăsesc deloc, cei care înțeleg că nu este locul lor acolo, se transferă la alte școli. Așa cum și alți elevi de la alte școli vin spre noi. Mișcarea aceasta nu este masivă, dar există și a existat întotdeauna și probabil că va mai exista. Toată problema este a înțelege de fapt care este rolul școlii teologice în acest moment. Pentru că, într-adevăr, rolul școlii teologice din zilele noastre s-a schimbat față de rolul pe care îl avea în urmă cu 25 de ani, adică în vremea de dinainte de 89, sau chiar mai adânc în istorie. Pentru că există mai multe școli de felul acesta în țară, evident, numărul absolvenților e mai mare. Și de aceea trebuie înțeles faptul că acești absolvenți nu mai sunt așa cum erau odinioară, destinați exclusiv slujirii la Sfintele Altare. Nu sunt toți absolut obligatoriu destinați să ajungă preoții rotoniți care să slujească în parohii. Dar ei pot ajunge profesori de religie. Ei pot ajunge ce îndeamnă Duhul să ajungă. Noi pot să vă spun că avem absolvenți în mai toate domeniile. Avem și, pot să vă spun, avem și în poliție și în armată, dar avem și în arte și în domeniul istoriei foști elevi, absolvenți care acum se descurcă minunat unii cu doctorate în diverse alte domenii decât cel strict teologic. Ceea ce, chiar și în domenii tehnice,
sportive, avem oameni care lucrează în SMURD, absolvenți care acum lucrează în SMURD, pentru că e de actualitate. Dacă ar fi să trasăm, nu știu, o caracteristică comună a celor care termină aceste studii, care ar fi aceasta? Nu știu, o trăsătură comună, ceea ce îi face să fie diferiți față de restul, dar totuși un grup, pentru că au terminat în același loc. Da, e de fapt ceea ce mână pe noi în luptă, noi cei care lucrăm cu elevii noștri. E vorba despre faptul că un om, după ce a absolvit o școală de teologie, indiferent pe unde îl vor duce pașii în viață, el nu poate să scape de această bogăție pe care a primit-o într-o școală teologică. Nu poate să scape de lumina pe care o primește într-o școală teologică și pe care, nu atât cu cuvântul, cât mai ales prin prezența sa, prin felul său de a se manifesta, prin evitarea răului și săvârșirea binelui, îl săvârșește fiecare dintre absolvenții noștri. Sigur, exagerez când spun fiecare, dar marea majoritate. E vorba de o prezență mărturisitoare a lui Hristos a absolvenților noștri ori pe unde nimeresc aceștia. Pot să vă spun că avem foști absolvenți care au ajuns ospătari în diverse zone, deși nu i-am pregătit noi pentru aceasta. Și oamenii care vin mai mult sau mai puțin regulat la restaurantele respective, aflând că ei sunt absolvenți de școală teologică, cer sfaturi duhovnicești, cer sfaturi de factură teologică acestor oameni pe care îi întâlnesc. Trebuie să vă întreb în acest caz unele aspecte generale legate de aura curriculară și mai apoi despre activitățile extracurriculare, dar să rămânem la aura curriculară, la materiile pe care le predați dumneavoastră acolo. Fiind un liceu, poate trebuia să spun lucrul acesta și ca răspuns la întrebarea dumneavoastră de mai înainte. Atunci când termină școala noastră, elevii noștri, absolvenții noștri pot urma orice cale doresc, pentru că ei termină cu bacalaureat, care le dă dreptul să meargă mai departe în ce direcție vor ei. Revin la întrebarea aceasta din urmă. Există un trunchi comun, numit așa în limbajul nostru de specialitate, și anume un număr de ore la toate disciplinele pe care le studiază toți elevii din România la liceu, absolut toți, la orice profil, orice liceu ar fi. Acesta este trunchiul comun tuturor liceelor din România. Apoi există curriculum diferențiat, și anume zona aceea de ore pe care care diferențiază pe unii de ceilalți, și aici intră în principiu cele mai multe din materiile de specialitate. Practic, de aici se alcătuiește profilul liceului respectiv. Exact, exact. La care se adaugă câteva ore, din păcate tot mai puține, de ore la dispoziția școlii, curriculum la dispoziția. Iar în cazul seminarului teologic, despre ce ore vorbim în acest... În această ultimă categorie. Da, în această ultimă categorie, care îl face deosebit de alte licee și care ne face să înțelegem mai bine ce se întâmplă. Așa cum ați spus, diferența vine din curriculum diferențiat, acolo unde, de fapt, e grosul materiilor de specialitate, unde elevii noștri de la seminariile teologice studiază dogmatica, Noul Testament, Vechiul Testament, liturgica, mă rog, toate materiile de specialitate teologică, muzica bisericească și așa mai departe. În cadrul acelor puține ore de rămase la dispoziția școlii, noi am ales, pe de o parte, să nu lipsim seminarul de prezența corului, pentru că un seminar teologic fără cor e ca și cum nu ar fi, și atunci, sigur, o parte din aceste ore sunt destinate ansamblului coral, la care se adaugă fie niște ore care care suplimentează numărul de ore la anumite discipline, de exemplu la omiletică, catehetică, astea sunt materiile care învață pe copii cum să vorbească oamenilor, cum să predice, cum să țină o lecție, și avem și un calup
de materii psihopedagogice, metodica predării religiei, pedagogie, practică pedagogică. Pregătește copii spre învățământ. Spre învățământ, ca o alternativă, cum spuneați, pentru cei care termină școala noastră și nu își găsesc altă soluție sau își regăsesc vocația la catedră. Dacă ne îndreptăm spre aria, eu știu, a pasiunilor, să zicem, extracurriculară, ce regăsim aici? Reușiți să angajați tinerii din seminarul teologic în activități care să îi țină undeva în acest domeniu? Există activități extracurriculare specifice seminarului? Da, categoric. Nu biruim să le ducem pe toate câte ne solicită elevii noștri, încercăm totuși să le coordonăm activitatea cât ne stă în putință pe anumite, în anumite zone. Este un curent al unor elevi care au o aplicare specială pentru muzică și aici studiază pe lângă muzica ce se studiază strict în școală. Ei fac un efort suplimentar pentru a învăța și felul de cântare din alte zone, cântare bisericească, din alte zone decât cea noastră. Fie că e vorba de cântarea bisericească din zona Bucureștiului sau a Vechiului Regat, fie că e vorba de muzica bisericească a Greciei, și pot să vă spun că efortul nu e mic, e destul de mare. Dar ei își găsesc, se regăsesc aici, își găsesc plăcerea în zona aceasta și atunci sigur că îi încurajăm. Alții, tot pe zonă muzicală, au îmbrățișat studiul unor instrumente și aici cât putem îi încurajăm. Cei mai mulți dintre elevii noștri, majoritatea, sunt de la țară și sigur cântecul folcloric e sufletul lor și atunci sunt unii care, având înclinații deosebite pentru muzică, au ales să studieze și un instrument, că e saxofon, că e acordeon, există vioară, unii dintre ei, există eforturi și în zona aceasta. Apoi avem pelerinaje în momente deosebite ale anului liturgic, la Cuvioasa Parascheva la Iași, la Sfântul Dimitrie cel Nou la București și în alte zone. E o paletă mult mai largă decât ce am reușit eu acum să vă spun. Am întrebat despre aria extracurriculară pentru că vreau să aflu dacă și dumneavoastră țineți cont de aceste riscuri care apar în rândul tinerilor. Vorbim aici de consumul de etnobotanice, probabil putem să vorbim și despre fumat sau alte acțiuni care să dăuneze și sănătății și trupului și sufletului, cum ar fi. Țineți cont de aceste riscuri? Observ că din aria extracurriculară încercați să țineți ocupați acești tineri. Dar, totuși, trăim într-o lume în care pasul este foarte grăbit. Credeți că trebuie luate măsuri în plus pentru a elimina aceste riscuri sau măcar a le diminua? Da, riscurile sunt cele pe care le-ați numit dumneavoastră, dar și altele. Problema cea mai mare, din câte am putut noi constata în decursul timpului, este aceea că aceste ispite care năvălesc și pe elevii seminariști ca și pe oricare alți elevi, toate aceste riscuri sunt augmentate de faptul că, așa cum spuneam, elevii noștri vin de la țară și vin dintr-un mediu în care sunt împreună cu familia, nimeresc în oraș unde mai mult sau mai puțin sunt de capul lor și ispitele acestea în felul acesta sunt mult mai mari pentru ei. Nu încercăm să ne amăgim că ar fi scutiți de tentațiile acestea și tocmai de aceea încercăm ca ceea ce îi păzește pe ei de aceste alunecări, posibile alunecări, să fie ceva ce vine din lăuntrul lor și nu din interdicții exterioare pe care ei să le vadă doar ca niște opreliști care de fapt nu le sunt lor benefice. Asta înseamnă că avem discuții cu timp și fără timp, duhovnicești, avem psihologul școlii, avem duhovnicul școlii, persoane diferite. Diriginții, de asemenea, se preocupă cu tratarea unor teme legate de cele pe care le spuneați și de altele. Da, spre deosebire de vremurile de dinainte de 89,
lumea teologică românească s-a schimbat radical. Înainte de 1989, o școală de teologie însemna o școală între niște ziduri închise. Elevii studiau acolo și nu aveau voie să iasă din școală. Nu permitea regimul lucrul acesta. Și atunci ei erau pregătiți într-un sistem închis, pentru un sistem închis. Ei aveau voie, după ce terminau, să meargă în biserică și să vorbească doar acolo. Lucrurile s-au schimbat radical și în felul acesta lucrurile s-au complicat realmente. Nu spun că era mai bine cum era, dar e evident mai complicat cum stau lucrurile acum. Dar există și o adaptare a școlii la această situație. Nu există adaptabilitate mai mare. N-avem nicio șansă altfel. Sigur, trebuie să ne adaptăm și trebuie să... Pot să vă spun că media de vârstă a celor care predăm în seminarul din Arad este, măcar a celor care predăm materiile de specialitate, este undeva în jurul a 36-37 de ani. Suntem un colectiv tânăr care încercăm să ținem pas cu vremurile pe care le trăim, de dragul elevilor pe care îi pregătim. Aș dori să spun că ați încheiat această emisiune cu o formulă excelentă, dar o să vă rog să mai enumerați pe scurt câteva repere legate de anul în curs, de lunile care vin și dacă aveți ceva evenimente importante la care să participați și să vă aduceți aportul. Sigur, e un an în care legea cea nouă a învățământului a intrat în vigoare cu 1 ianuarie și tot sistemul de învățământ românesc se schimbă. Noi încercăm să preluăm schimbarea aceasta dimers, așa cum o fac și colegii noștri din alte școli. La aceasta se adaugă organizarea olimpiadelor școlare, olimpiada de religie pe municipiu și apoi pe județ. Le vom găzdui în fazele acestea, etapele acestea le vom găzdui noi la seminar, așa încât e un efort remarcabil în zona aceasta. Pentru noi avem examenul de certificare a competențelor profesionale pentru cei care vor termina clasa 12-a și sigur hopul cel mare, bacalaureatul, care ați văzut că e o încercare mare pentru toată lumea de începând cu anul trecut, numai puțin pentru noi. Vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Dragi telespectatori, până mâine seara, o seară plăcută și numai bine. Când ai probleme de transport, soluția o găsești la noi. Fie că vrei să pleci în excursii cu prietenii sau ai de transportat o grămadă de lucruri voluminoase. Poate vrei o mașină frigo pentru afacerea ta. Ori nu ai cu ce transporta materialele de construcție la noua casă. Chiar și pentru concediul cu familia, noi avem soluția în materie de transport. Eurovest Transit în Arad, calea Ratnei numărul 211, 0722-251-557 sau www.eurovesttransit.ro. Electronic Shop, o gamă variată de produse și servicii, calculatoare, laptopuri, imprimante, faxuri, rețele, pirotică, service, consumabile, standarde ISO 9001. Acum la promoție, notebook Lenovo la 1290 de lei cu TVA, procesor Intel Dual Core la 2,1 GHz, memorie DDRAM 3 1 GB, hard disk 250 GB, display LED 15,6 inch. Electronic Shop, pe strada Ștefan Augustin Doinaș, colț cu afinelor.
Pantoful Galben vă prezintă super colecția de încălțăminte de iarnă 2011-2012. Botine ușoare și cizme din piele moale, ghete cu și fără toc pentru dame. Noua colecție vă va cuceri cu combinații inedite de materiale și culori. Sunt unice, originale și oferă un look perfect. Pantoful Galben. Încălțăminte din piele naturală, 100% românească. Electro Fidelity Company. Instalații electrice, civile și industriale. Executăm rețele electrice pentru transport și distribuția energiei electrice. Măsurător și audit energetic, casnic și industrial. Distribuția de materiale electrice se face din showroom-ul nostru, unde găsiți totul de la siguranță până la tablou electric. Electro Fidelity Company, pe drumul dinspre Sânlean, la numărul 524, www.l-f.ro. Vrei un apartament nou, în condiții de confort sporit și la preț accesibil? Acum este momentul potrivit. SC Amara de Sa pune în vânzare ultimele apartamente disponibile cu 3 camere, cu suprafețe utile între 90 și 100 de metri pătrați, la prețuri cuprinse între 54.000 și 59.000 de euro, inclusiv TVA. Apartamentele sunt finalizate la cheie și fac parte dintr-un bloc nou construit, situat pe strada Voinicilor, în apropiere de Selgros. Pentru apartamentele achiziționate în această perioadă, SC Amara de Sa oferă un discount între 5 și 10%, cu posibilitatea beneficierii și de TVA redus în cota de 5%, conform ordonanței de guvern 200/2008. Pentru mai multe informații, contactați Amarad la sediul din Arad, calea Aurel Vlai cu numărul 139-151 sau la telefon 0747-252-265. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi.